Uta a fost dat la o parte și CFR a primit un gol foarte spectaculos. Să vedem centrarea lui pe un gol! Camara! 1-1! După doar 6 minute și jumătate din această repriză secundă, înscrie al doilea gol din această stagiune Camara. Ce ziceai de discuția cu Găman? Da, uite, schimbările lui Dan Petrescu de la pauză dau roade asta, pentru că vine totuși Camara pe postul său natural. Păun știe foarte bine unde să trimită. Postolachi protejează și el. Mie mi se pare că din nou Haruț pierde ușor duelul cu Camara. Iată, avea prin planul aici. A mai fost, ți-aduce aminte, judecat de vreo două ori. Bine, pe de altă parte, e foarte greu să te aperi în fața lui Camara, dar dacă ești fundaș de calitate... Se pregătește să centreze Florin Ștefan de Viere pe spate! Ciobotariu! Gol! Șepci! 1-2! Doar 3 minute au trecut de la golul CFR-ului și... Iată, un alt fost jucător al clujenilor înscrie. Foarte bine executat această fază fixă. Foarte bună de Viera. Ce ușor apare apoi Ciobotariu, ia fața lui Camora. Foarte statică, mi se pare, apărarea CFR-ului aici. Bine, și puțin noroc pentru Ciobotariu. După părerea mea, este cel mai subestimat fundaș central din campionatul României. Un jucător care a ajuns la maturitate, unul dintre liderii echipei, asta e clar. Un fotbalist care a arătat că a citit mai mult de două, trei cărți la viața lui. Vorbește foarte bine, joacă